Într-o zi, după cursuri, Dolores a invitat-o pe colega ei, Angela, la o cafea. S-au așezat la o masă în cafeneaua Facultății de Economie, unde erau studente în anul întâi. Dolores a început să se vaite. Sunt tare supărată, Angela. Îmi merge foarte prost. Nimic nu-mi iese. Mă cer cu părinții non-stop, nu am prieteni, am picat două examene. Viața asta nu face doi bani. Auzind acestea, Angela scoase o bancnotă de 20 de euro din geantă și o puse pe masă. Gata? Vrei să plătești? întrebă Dolores cu ochii în lacrimi. Atât de tare te-am plictisit? Nu de asta am scos bancnota, o liniști Angela. O vrei? Poftim? Dar nu voiam să-și cer bani, Angela, răspunse Dolores uimită. Deși să știi că sunt și lefteră nu spune de două ori că iau banii, îi făcuia cu ochiul. Cu un zâmbet șmecher, Angela luă bancnota și spre surprinderea lui Dolores o făcu cocoloș. Apoi o puse așa pe masă și întrebă. Dar acum mai vrei banii ăștia? Nu înțeleg ce te-a apucat, dar să știi că atâta vreme cât nu o rup bucățele, bagnota are aceeași valoare, așa că poți să-mi o dai și totolită, O primesc râse Dolores. Poftim, ți-o dau, îi spuse Angela și împinse bancnota făcută cu coloș spre ea. Dar cu condiția să înveți lecția. Ce lecție? Viața ta este neprețuită în orice împrejurări, așa cum și bancnota asta își păstrează valoarea, deși e mototolită. Chiar dacă ai probleme și nu merge totul cum vrei, viața este neprețuită așa că să nu mai zici că nu face doi bani. Te rog, să nu mai confuzi niciodată forma cu fondul. Uneori, situațiile neplăcute sau urâte sunt adevărate comori pe care nu știm să le recunoaștem ca atare. Dacă ne-am pricepe să apreciem valoarea, frumusețea sau învățămintele pe care ni le oferă viața, am vedea totul într-o altă lumină. Dolore se ridică, își îmbrățișe prietena și îi spuse Emoționată. Hai, îți fac cinste din banii ăștia. Mi-ai dat o lecție foarte importantă.